iau. Las-o așa e denumirea primului videoclip al câștigătoarei sezonului 2 al emisiunii Vocea României, Julie Maiaia. Filmările pentru videoclip au durat mai mult de 18 ore și s-au desfășurat la Sena Park și în centrul Bucureștiului. Ce înseamnă Las-o așa, dar mai ales cum a ajuns ea să colaboreze cu Blazon de la Camuflaj, ne spune chiar Julie. Mă tot gândesc unde ne-am blocat, nu mai pot, nu mai vreau, iar dureri de cap. Eram în studio, ne-am întâlnit acolo, i-am spus, domnule, am nevoie de o strofă pe piesa asta, ia, tu poți să faci ceva și iată că a ieșit. Este primul meu videoclip de care sunt foarte, foarte mândră. Piesa este producție RM, Andrei Rizzo Music. E un clip frumos. Lasă așa. Despre o fată foarte, foarte supărată în clipul ăla, supărată pe prietenul ei și spune, lasă, hai să vezi tu cum e, am să plec și n-am să mă mai întorc și hai să vezi cum e, așa că las-o așa. De la început că nu mă voi schimba, am zis las-o așa, mi le-i las-o așa, am zis las-o așa, mi le-i las-o așa.